Bun găsit, să fie o zi magică, 5 martie, marți, 3 ceasuri magice și un mesaj magic pentru voi care spune: fă întotdeauna tot ce stă în puteri și acționează de dragul plăcerii pe care ți-o provoacă acțiunea, nu pentru că aștepți o răsplată în schimbul ei. Atunci când acționezi fără a aștepta nimic în schimb, te bucuri de fiecare act și există toate șansele să primești o răsplată mai mare decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Acționează fără a aștepta vreo răsplată. Foarte frumos mesajul. Like, share, subscribe, abonează-te dacă vrei să fii la curent cu toate informațiile pe care le ofer, iar dacă ai nevoie de o astrogramă personalizată, cu mare drag pot să lucrez cu tine, cu mare drag îți pot interpreta harta sufletului tău. Cu mare drag sunt aici să te ghidez. Sunt Andreea Dincă, sunt astrolog cu 8 ani în experiență cu clienții 1-1 și 10 ani de când studiez astrologia și de când mă pregătesc pentru această menire, să spun așa. Sunt 10 ani, nu știu când au trecut 10 ani de când studiez și am pornit pe acest drum, iar de 8 ani doar asta fac, lucrez cu clienții 1-1, 8 ani de experiență. Știu că poate nu e mult pentru unii dintre voi, pentru că sunt alții care au poate 20 de ani de experiență, dar fiecare cu drumul lui, fiecare cu... dacă nu pornești niciodată sau dacă nu pornești, nu ai cum să ajungi la 20 de ani de experiență. Mie mi se pare mult și 8 ani de experiență, că nu știu când au trecut, am făcut meseria asta și o fac cu atât de multă bucurie încât parcă am clipit de 3 ori și am ajuns aici. Au trecut 8 ani și 10 de când studiez. De ce spun asta 10? Pentru că 2 ani de zile am studiat enorm și încă studiez, pentru că eu cred perfecționarea nu se termină niciodată sau studiul nu se termină niciodată, mai ales într-un domeniu așa de vast și de interesant precum este astrologia și nu numai, pentru că mai studiez și alte lucruri. Dacă simți să lucrezi cu mine pentru energia mea, pentru cum mă vezi aici pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram sau la TV, dacă ai auzit despre mine, dacă pur și simplu simți tu să alegi să lucrezi cu mine, nu neapărat că am puțină experiență sau mult, acum nu știu 8 ani dacă e mult sau puțin, dar oricum în acești 8 ani am lucrat cu mii de oameni. Dacă tu simți pe baza experienței mele sau acum mă prezint în fața ta aici sau, nu știu, din auzite că vrei să lucrezi cu mine, intră pe site-ul meu andreadinca.ro și acolo află mai multe despre sesiuni, despre cum te pot ajuta, cum te pot ghida și eu sunt onorată să fiu alături de tine în drumul tău spre desăvârșire, în drumul tău spre cea mai bună variantă a ta și spre cel mai înalt potențial. Pentru că asta văd eu în hartă, eu la asta mă uit în hartă, nu mă uit la nenorociri. Chiar cineva m-a întrebat, dar tu de ce nu spui chestii negative? Pentru că nu mă uit după ele. Unde îți duce atenția, lucrul acela crește. Eu îmi duc atenția spre cel mai înalt potențial, să văd ea. Ce poate să facă omul ăsta cel mai bine? Ce poate el să construiască cel mai frumos? Unde poate el să se bucure de viață? Nu unde sunt necazuri, că necazuri sunt la tot colțul. Ești din bloc, ești din casă și auzi numai rele și lucruri negative. Negativul găsim foarte ușor. Perspectiva pozitivă e mai greu de găsit. Iar acolo eu consider că am și experiență și pot să te ajut să te bucuri de viața ta și să găsești partea frumoasă a vieții tale. Da, ce acționează fără a aștepta vreo răsplată în viață când faci o faptă bună. Berbec. Astăzi berbecii sunt foarte concentrați pe zona de carieră. Pe partea aceasta a carierei aveți niște situații de rezolvat. Toată energia este concentrată pe carieră, unde nu e chiar cum vreți voi, adică sunt multe de rezolvat. Restul de situație, plăți, probleme, situații. Aveți de gestionat o energie destul de intensă pe carieră. Taur. Taurii așteaptă ceva de la depărtare, există posibilitatea să se fi blocat acel lucru pe care voi îl așteptați, fie că este o persoană, fie că este un camion, fie că este marfă, fie că este ceva sau poate chiar o veste sau un aviz. Sunt anumite blocaje, dar se vor rezolva, adică ele, aveți răbdare, e chestia de câtă răbdare ai să se deblocheze ceva. Or să vină toate rând pe rând, or să se așeze lucrurile. Gemeni.
Gemenii fac astăzi un calcul al bugetului, poate mergeți pe la bancă, poate vă numărați banii, poate vă numărați datoriile, poate vă numărați investițiile sau numărați bobocii. Nu e toamnă, dar e primăvară. Veți număra banii. Astăzi este despre bani, finanțe, investiții. RAC. Racii duc energie pe tot ce înseamnă studiu și învățare. Și posibil ca cineva din familie să vă dea o lecție foarte importantă și să vă ajute să aveți mai multă motivație în învățare și studiu. Leu. Lei au o zi destul de intensă la locul de muncă. Cu o mână faci, cu alta desfaci și nu e chiar foarte mare progres astăzi, dar este important să aveți răbdare și să vă învățați lecțiile. Atenție un pic și cu fricile, cu temerile, cu poate anumite idei care nu sunt cele mai potrivite, favorabile, pozitive. Fecioară. Fecioara este un pic prea serioasă și lucrul acesta vă face să pierdeți bucuria vieții și esența vieții, savoarea vieții. Chiar dacă poate nu e totul rost, chiar dacă poate nu ești în avion zburând spre Maldive, bucură-te de viață chiar dacă mergi spre birou sau chiar dacă mergi spre spital să-ți faci o injecție sau chiar dacă mergi și nu știu unde vrei tu să plătești creditul la bancă, nu contează. Bucură-te de tot ceea ce faci astăzi. Nu te mai gândi că sunt fericiți doar unii care sunt privilegiați. Toți putem să fim fericiți dacă vrem. Balanță. Balanța are astăzi o zi în care are nevoie să stea mai mult pe acasă, să nu se streseze foarte tare, să ia lucrurile cu pași mărunți, să facă totul cu pași mici, adică nu săriți etape. Astăzi totul treaptă cu treaptă, pas mic cu pas mic pentru a ajunge departe. Nu vă grăbiți. De asemenea, nu puneți o presiune pe voi în viața de cuplu. Căutați strategii de îmbunătățire, dar nu puneți presiune. Scorpion. Scorpionii astăzi au niște discuții foarte importante, niște negocieri importante, în urma cărora veți lua decizii și voi și cealaltă parte. Și a spune că vi se deschid niște drumuri frumoase. Deciziile astea, discuțiile astea, negocierile acestea vă ajută să vă deschideți către un drum nou spre care sperăm că la capătul lui este succesul. Săgetător. Săgetătorii au o zi bună financiară, ați făcut voi ce ați făcut, cu încredere și cu muncă. Ceva bun vă așteaptă astăzi din punct de vedere financiar. Fie semnați un contract, fie revine un client, fie vin niște bani, fie vi se face o promisiune. Oricum ar fi, gândurile sunt către bani și evoluție. Capricorn. Sunt ceva emoții care vă cam agită astăzi, dar de fapt din acea agitație voi luați tot ce e mai bun și evoluați, adică ați învățat să folosiți emoția ca și combustibil pentru misiunea voastră. Și misiunea voastră este măreață, emoțiile sunt mari astăzi, tocmai de-aia o să faceți niște pași mari către obiectivele voastre. Un pic atenție cu gândurile care fug în toate direcțiile. Un masaj, o terapie, un ulei esențial, mers la biserică, o să vă ajute un moment voi cu voi de reconectare sau pur și simplu un masaj de relaxare. Vărsător. Astăzi vărsătorii fac niște schimbări, iar aceste schimbări o să vă ajute pe zona financiară. Poate schimbare de atitudine, poate schimbare de plan, poate schimbare de strategie, dar oricum sunt schimbări financiare care se vor resimți pe termen lung. Pești. Peștii visează mult astăzi și foarte bine că visați, impulsionați și pe alții să facă acest lucru, ceea ce este foarte bine, pentru că cu cât îi îndemnăm și pe alții să crească și să evolueze, cu atât și noi creștem și evoluăm. Aș spune că inspirați. Astăzi sunteți persoane care inspiră. Bine, nu doar visez și nu fac nimic. Visez, acționez și inspir pe ceilalți să facă la fel. Astăzi vă simțiți bine știind că i-ați impulsionat, motivat, inspirat pe cei din jur să viseze și să acționeze. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!